Who dappled? A, uite cât sunt lipsa dumneavoastră. Da. Dumneavoastră l-ați. Dar și eu... Duminică 10 septembrie 2017 mă aflu în localitatea Râșnov din județul Brașov, în crescătoria campionului FRSC, domnul Ovidiu Atămuță, pe care îl salutăm, e aici alături de noi. Vă salutăm, domnul Ovidiu. Să trăiți, domnul Alexandru, bine ați venit. Bine v-am găsit. Felicitări încă o dată, domnul Ovidiu, pentru Mulțumesc. Rezultatele bune și foarte bune pe care le-ați obținut Mulțumesc. În sezonul 2017 cu maturii. A fost un sezon de excepție. Eu v-am urmărit rezultatele atent și am văzut că au fost foarte multe etape la care ați obținut primele locuri în clasament, în sensul că în primii 20 de porumbei aveți 13, 14, 15 erau ai dumneavoastră. Foarte bune, foarte bune locurile. Acum avem plăcerea să filmăm în compartimentul destinat puilor, da? Dar cred că sunt puii mai mici ca și vârstă, nu? Ăștia sunt puii mici care n-am putut să-i bag la drum, dar o să-i duc până la 100 de kilometri. O să zbor cu ei, că au o pană, două schimbate atâta. Da. Din cauza la antrenor n-am putut să-i duc. Uliu, adică, da? Și n-am putut să-i ies afară. Nu prea au ieșit afară, nu? Nu prea au ieșit afară și... Am acum la drum, trebuie să vină porumbei. Ce etapă aveți astăzi? Că aveți o etapă de concurs. Sărmașul. La Sărmaș. Cât aveți în jur de? La Sărmaș... 200 și, nu? Am înțeles 275. Că... Da. De kilometri... Am înțeles că au fost eliberați mai târziu, nu? Au fost eliberați la ora 10. Cam târziu. Cam târziu. Asta e. Și ea pui ăștia, mai țiu, îi duc până la... Îi antrenați noastră privat, nu? Îi antrenați până la Făgăraș. Da. Făgăraș sunt vreo 50 de kilometri aerian. Îi duc o Sighișoară, vreo 75 de kilometri. Și după aia... Când se întorc, am înțeles că se întorc cu ei la un moment dat și atunci îi aruncați mai departe, nu? Și după aia vine un Sărmaș și duc la 160 de kilometri. Da, trebuie să-i scoateți că sunt mulți. Nu, am ce face, mai au rămas... 85 de pui. Nu prea s-au pierdut, dar... Mai mult se pierde acasă, când le dați drumul. Se pierde acasă, da. Este? Se pierde acasă, nimeni nu recunoaște, nimeni nu... Noastră, cred că la Râșnov aici aveți și una dintre cele mai grele poziții din punct de vedere al poziției geografice a volierei, pentru că sunteți undeva sus pe colina aici, da. Înconjurat de păduri, efectiv de păduri, și când le-ați dat drumul, într-un minut deja a venit. A venit... Să bagă în ei, meseriași. Să bagă în ei, să... Da. Un minut, într-un sfert de oră s-a băgat de 5 ori. Da. Am auzit că... Și... Ce să zic? E greu, să știți, în condițiile astea e foarte greu să obțineți rezultate. Puii care ies de prima dată afară și s-a băgat uliu după ei. Da, i-au luat frică și... Să după valea asta un kilometru în jos, nu mai vine, că nu mai știe să vină. Da. Pădure, 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 în toate părțile, numai pădure, ei... Da, e greu, e greu. Eu v-am spus și în alte rânduri că trebuie să iubiți foarte mult ca să reușiți să faceți eforturi, să-i țineți sănătoși, să-i zburați din zona asta, în condițiile în care pierderile de acasă sunt foarte mari în cazul nostru, extrem de mari. Sunt, sau mai pierd acasă, să pierd câțiva și pe traseu, că nu o să vină niciodată. Da, nu vin toți, normal că se mai pierd. Dar oricum, pierderile au fost mici în 2017. Pierderile mici, da. Din câte știu eu, nu? Bine, am avut grijă de ei. Fata are grijă de ei, eu când am timp. Frumos. Copiii mai tineri mă ajută. E bine. Sunteți mentorul lor aici. Te ținem foarte iubit în zonă, nu numai de către colombofili, ci așa de către vecini și toți cei care vă cunosc. Vă apreciază pentru că sunteți un om cu un suflet foarte mare. Foarte mare, un om darnic. Îmi spuneați că mai zilele trecute, dar v-ați schimbat aici niște băieți și le-ați făcut cadou în jur de 20 de porumbei de la matcă, nu? Da. Cine vine la mine, le fac cadou. Da. La Zărnești l-am făcut la băieții de la Zărnești, la băieții de la Întorsură. Oricine a venit la mine, le-am făcut cadou. Frumos. Și așa e frumos. Da, într-adevăr. Bine, am avut prea mulți, am avut... Anul trecut am avut 200 și ceva la matcă și... Extrem de mulți. Foarte mulți, nu ai controlul la ei, nu... Da, e greu. Și oricum porumbei au mers, porumbei
V-am zis, eu, pe, în opinia mea, că de la an la an ați crescut din punct de vedere a valorii crescătoriei, a lotului de zbor, a lotului de reproducție. V-ați și achiziționat în ultimii ani porumbei de deosebită valoare la matcă. Ați reprodus pui din ce în ce mai mulți și mai buni. Nu prea s-au pierdut și normal că se strâng și vin generații peste generații. Da, am luat de la pe licitație, pe GPS, porumbei din Olanda, din Belgia, da. Din Italia. Da. Dacă nu iei, nu faci. Într-adevăr, nu așa faci treaba. Așa este. I-am combinat, am luat mulți porumbei și din România. Prea mulți. Prea mulți este? Prea mulți. Trebuie să, în timp, să începeți să rezistați tentații de a mai vă prea mulți. Cumpăra o, foarte să... mulți. Hai bag la licitație, îmi dau mulți bani pe ei. Da, pe ei. Știu. Știu asta, într-adevăr. Oricum, în opinia mea, sunteți pe un drum bun, pe un drum ascendent din punct de vedere al rezultatelor și al păsărilor pe care le dețineți. Și viitorul, în cazul dumneavoastră, dacă veți avea șansa să reușiți să stați mai mult timp între ei în timpul sezonului de concursuri, rezultatele vor fi eu plec dimineața, poate viu la 12 la 1 acasă, când viu plec înapoi și... Da. E greu. E greu în cazul ăsta, da. Să n-aveți pe cineva care se ocupe de ei, să-i țină așa în priză din punct de vedere al antrenamentelor, să stea printre ei. Antrenamentul de dimineață. Cel mai bun la noastră e Uliu aici, nu? Da. Nu da. Trebuie niciun... Nu trebuie nimic, că ține Uliu, pentru că-i ține în zbor. Da, dacă nu îi ține în zbor, se culcă pe jos. Da, așa. Să pare după ei, să izbește de case, să... Este. E greu, într-adevăr, din punctul ăsta de vedere. Eu vă mulțumesc foarte mult că mi-ați acordat posibilitatea să filmăm și puii și vă doresc în continuare mult succes atât în sezonul de zboruri cu puii, cel care a mai rămas, cât și în 2018. Vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc că ați venit să mai poftiți pe la noi. Mai trecem, că avem ce vedea aici la dumneavoastră. Cu stimă multă, domnul Adamuț. Mulțumesc să treci. Thank you.